Bună ziua, dragi sportivi! Eu vreau să rog toți antrenorii să fie alături de echipe. Vreau să văd câte raioane, câte sate, câte cluburi sunt prezente astăzi la campionatul deschis al municipiului Chișinău la judo. Toată lumea care e în colțul ăla, vă rog, vă deplasați spre stânga, ceva aliniați. Stimați antrenori, stimați părinți, stimați fani, dragi sportivi, eu vă salut la deschiderea oficială a campionatului municipiului Chișinău la judo, desfășurat de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău. Noi anul ăsta ne-am străduit să facem o competiție de anvergură pentru toți judocanii din toată Republica. Să știți că la noi voi puteți să acumulați o experiență, puteți să arătați toate capacitățile, abilitățile pe care le-ați acumulat pe parcursul antrenamentelor. Eu am înțeles că astăzi este prezent practic toată Moldova la acest concurs. Mă gândeam să nominalizez dacă Soroca este prezentă. Este. Sângerei. Yes. Dondoșeni. Yes. Bălți. Yes. Fălești. Cimișlia. Anienii noi. Câncești. Yes. Tiraspol. Bender, așa, e îmbucurător faptul că ați avut dorința să veniți la acest campionat. Vreau să vă spun, dragi sportivi, pentru cei care vor depune efort, pentru cei care vor arăta rezultate la acest campionat, Direcția Generală Educație și Tineret Sport vine cu diplome de gradul 1, 2 și 3 și premii pe nești. Noi astăzi desfășurăm la o categorie de vârstă, mâine avem încă o categorie de vârstă. Deci, învingătorii și premianții vor merge acasă toți cu diplome și bani. Folosindu-mă de ocazia că astăzi este o sărbătoare frumoasă, care la români se numește Dragobetine, și eu vreau să vă felicit, să vă doresc nu numai succese pe tatami, dar și succese și realizări mari în dragoste. Încă o dată vă doresc succes, noroc, baftă și numai bine. Transmit microfonul arbitrului principal, domnului Marcel. Bună ziua la toți, încă o dată continuăm competiția mai departe, tatami numărul 1, continuă categoria de 81 kg, tatami numărul 2, 66, tatami numărul 3, fetele, care categorie au mai rămas. Se pesc până la locurile 3 și inclusiv locurile 3, la 1 facem final. Succes la toți, rupi strânduri! Categoria 66 de kilograme, se invite, vă rog frumos. Golban Constantin Vicic.
La tatami numărul 1 se invite Prăgărienco Crăinov. Cucu Mirea, Cucu Druță se invite. Categoria 70 kg, lupta pentru locul întâi. Pregătesc! Să pregătesc! Cotruță Andreev, plus 70. Să pregătesc! Golban Dionisii, Kiria Gheorghe. Victoria obținută, vice, da? Se invite Golban Dionisii, da. Golban Dionisii, stan se invite. Se pregătesc Grigorița Vechilu, stan. Stan, este? Stan, hai și. Se pregătesc Grigorița Vechilu. Victoria obținută, Golban Dionisii. Grigorița Vihilu se invite. Stimați antrenori, atenție! Apropiați-vă, vă rog, de masa 2. Stimați antrenori și reprezentanții echipelor, vă rog frumos, apropiați-vă de domnul Gărăbeț. Atenți antrenorii, vă rog, veniți aici la masa arbitrii. Atenți antrenorii, veniți, vă rog, aici. Victor Cuda Vihilo. Cinci minute. Pauză. Thank you.
Am vins struțe și a devenit campion în categoria 70 kg. Repaus 5 minute. Pauză. Dieci minuti interrotti. Pausa, 10 minuti. Cu scorul 10-0 învins Bragărenca. După pauză se pregătesc Ivanov, Breslavski.